Un grup de elevi de la Liceul de Coreografie și Artă Dramatică au regizat pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca Marea Proclamație de 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Aceștia au vrut să le arate celor prezenți care a fost atmosfera din preajma Zilei Naționale a României prin intermediul unei scenete istorice. Că ziua libertății a venit! Trăiască libertatea română și pacea tuturor! De Ziua Națională a României, tricolorul a împânzit întreg orașul. Clujenii au purtat cu mândrie de 1 decembrie steagul în piept și în mână. În cadrul sărbătorii naționale, orașul a fost luminat datorită decorațiunilor de Crăciun. 3, 2, 1, 0! Sărbători fericite, Cluj-Napoca! Sărbători fericite clujenilor! Să vă bucurați de tot ce înseamnă frumos în această viață! Ziua Națională a Românilor s-a încheiat cu tradiționalul foc de artificii din piața Avramiancu. Timp de 15 minute, cerul a fost luminat de jocurile de lumini.